ASE Unit Alba Iulia este a doua formație de handbal masculin din județul nostru după Voința Sebeș. Formația condusă de către Sorin Macarie și consilierul local Bogdan Petric a luat ființă în această vară, iar astăzi a disputat și primul meci din istorie. Principalul scop al acestei formații este păstrarea tinerelor talente din Alba Iulia în sportul, care la un moment dat dispăruse de pe harta județului. Primul meci a însemnat și prima înfrângere pentru Alba Iulieni, drept este că împotriva unui adversar extrem de dificil și experimentat. Inițiativa celor care au pornit acest proiect este una demnă de lăudat. Atât Sorin Macarie, cât și consilierul local Bogdan Petric doresc ca această echipă să funcționeze cu handbaliști din Alba Iulia și județul Alba. În acest moment, toți sportivii sunt din orașul Mare Uniri, iar oficialii echipei așteaptă începerea campionatului, urmând ca AS Unit Alba Iulia să evolueze în divizia B a handbalului masculin. Astăzi a avut loc primul meci din istoria echipei. AS Unit Alba Iulia a întâlnit puternica formație din divizia A, Nitromania Făgăraș. Alba iulienii au pierdut partida cu scorul de 32-20, însă Mihai Macarie s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi. Pentru început, eu zic că e un joc bun, primul joc de pregătire. Încercăm să mai facem 2-3 pentru campionatul care urmează, având în vedere că șansele sunt foarte mari să evoluăm la anul în divizia A. Sperăm să mai aducem 2 interi, să putem sta cu jucătorii din orașul ăsta, să facem o echipă performantă, să stăm undeva liniștiți în divizia, în al doilea eșalon. Liceele cu program sportiv din județul Alba au de suferit, având în vedere că nu prea sunt formații la care sportivii de performanță să evolueze. Macarie speră că acest proiect să fie o mână de ajutor pentru handbaliștii albaiulieni, care nu vor mai fi nevoiți să plece din localitate pentru a continua în alta performanță. Da, în principiu vrem să promovăm copiii și sportivii din Alba Iulia. Deci 100% sunt toți localnici și încercăm să facem o treabă aici pe plan local. Au și o vârstă, sunt câțiva dintre ei la 30 de ani, nu sunt la 18, 19, 20 de ani, cum ar trebui să... Dar încercăm încet, încet să-i tragem deoparte pe sufletiști, că sunt niște sufletiști, oameni care vin să joace handbal din plăcere și să facem loc pentru generațiile de la liceu sportiv. În fiecare antren o generație care pleacă, din păcate, la Baia Mare, la... știu și eu pe unde, unde își găsesc loc să la alte echipe, pentru că noi nu suntem în stare să facem o echipă pe plan local. În lotul echipei lui Marius Macarie figurează și fostul fotbalist al Unirii, Mircea Oprea, accidentat pentru această partidă. Macarie i-a folosit la acest meci pe portarii Cosmin Opruța, Mihai Munteanu și Răzvan Munteanu, respectiv jucătorii de câmp Cristian Drâmbărean, Alin Monorean, Daniel Oprița, Claudiu Farcaș, Cosmin Potinteu, Robert Teis, Adrian Mareș, Florin Vad, Alexandru Chiriță, Marius Nistor, Alexandru Filip și Alexandru Voina.